Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. S-a început distracție. Hai, să dea Dumnezeu să fie și ultim. Așa a fost de cele mai multe ori. Primele intră cam de la bord. Da, Argentina a avut o farfurie bună. Ea a fost o farfurie completă și complexă. Măcar două să avem așa. Bă, așa am început bine, terminăm bine, da. În forță, gata. Dumnezeu cu noi, șef, oricum suntem bine. Nu vedeți că suntem aici? Da. Nu-ți dai seama că ne-am umflat acolo în pene, s-a bucurat și șef, el a zis oricum din prima, a chemat-o. Deci dacă Bontea a avut farfurie aia, mai avem mai multe. Da, seama ce a însemnat 5 în semifinală, n-a avut nimeni niciodată. Mamă! Niciodată? Miza este extraordinar de mare. După semifinală poate să se întâmple orice. Dar asta interesează pe fiecare concurent când se scrie la șef la cuțite. Măcar să fii semifinalist. Haide, haide! Deci, da, le sparg pe toate dacă știi, să știi. Asta înseamnă cât o farfurie din fiecare. Te spargi câte două la fiecare. Eu zic câte două la fiecare. Hai și noi farfurie, hai. No, asta mă doboară, chestia asta de azi. Ia. Oh. Este! Bă, nu, noi. Bă, de mult n-am mai primit a doua farfurie, adică prima farfurie a noastră să fie a doua concursului. Ai, bă, și tu mai multe surori cu tine acolo? Clar mă aștept să vină mai mult. Întotdeauna când ne-au intrat farfurii printre primele, nu prea au fost de bun augur. Aici mă dă recat. E un moment un pic cam confuz, știind că au lucrat ambii șefi acolo. Trebuia să ia și măcar o farfurie, că sigur era ceva gustos pe acolo. N-arăta rău deloc farfuria. Ne întoarcem la ultima numărătoare din acest sezon, adusă cu același ritm de banda rulantă. Cea care i-a amețit, confruntare după confruntare, ținându-i pe toți în tensiune, ca și acum. Până acum au intrat doar două farfurii, una la aurii, una la argintii. Echipa roz fierbe, căci nu li se arată. Sper să nu gătiți în ultimul duel. Hai de capul nostru, șef, că eu deja, asta e ce banda aia insuportabilă. Așa hai să avem și noi măcar o zi. Și să avem fata că e ultima banda, e nebunit la cap. Hai, te rog. Am o stare, da, pe care niciodată n-am. Eu de obicei mă controlez, dar nu, acum chiar n-am înțeles. Am nervi, am mai nervi, mai am ești cumva la nervi, Mila, tot. Dai seama, 5 oameni în semifinală, cum ar fi? Mamă, nici nu echipă să intru în semifinală fără duelul ăsta, pentru mine ar fi... Maxim. Ar fi, da. Nu știu, nu cred. Hai. Hai, te duc. 2 mă. Uite, nostru. Hai, că la unul i-a plăcut. Păi, i-a fi plăcut și înghețata mea, și mărul nostru. Na, da, asta mi-era frică. Poate egalitate. A fi greu asta. Măcar să țină tot așa, una de-aia, una de-aia, una de-aia. Dar prima să fie mereu de la noi. În prima să fie mereu de la noi. Ne-ar cumperi și un 4-4-3 de la noi să fie 4. Deci Gigi de pe acolo, de egal. Bă, nu ești de egal. Tare ar fi să câștigăm noi, să intrați plus 5. Semifinal. Să nu ne oprim la 4. Nu, că nu, nici nu mai râdem. Acum o să vină 2-2-2. Și mai deci plecăm de la 0. Mai sunt o farfurie. Aoleu! Haide, mă, să fie de-a noastră. Ce istorie am putut să am aici. Bine! Bine! Bravo! Bravo! Așa să ținem! Mamă! Așa! Ăsta-i stilul. Mamă, poate ziua noastră astăzi. Trebuie să o ținem numai așa. Păi, șef, ne-a încurajat azi că am gătit foarte bine, să e mândru de noi. Oarecum mă aștept la chestia asta. Mă aștept ca lor să le intre mai multe farfurii, pentru că arăta extraordinar de bine farfuria lor. Ăștia sunt niște adversari puternici. Totdeauna m-am temut de farfurie argintie. E o jurizare grea. Doamne, vreau să câștigăm și pe asta, doamne. Nu vreau să mă mai gândesc. Mă dor toate acum. Serios?
Toate mă dă. 2-1-1. Haide. Fata, tu-ți dai seama că dacă noi câștigăm, azi suntem direct semifinaliști, adică despre ce discutăm. Eu de aia mi se face rău. Hai mă, cu argintiu. Haide, cu argintiu. Nu pot să mă uit, nu pot. Mamă, nu că deci n-ai. Sper că le era foame de mâncare, nu de dulce. Haide, mă. Haide, mă, cu argintiu. Ce? Mă roz. Deci dacă mai intră una la galben și după aia încă una la nu mă deranjează. Am așa un feeling foarte prost că iar ne ducem un 4 și ne oprim la 4 și ne nebuneze nervi. Șef era... Bă, nu vă bucurați încă. Ce... 2-2-1, hai că poate intră și de la noi. Dansatorii ăștia cred că, nu știu, nu le mai e foame, nu mai mănâncă, nu mai... Am zis că nu intră nicio farfurie la desert. Noi sunt 6. Orice ar fi următoarea voastră găteală, fie că e diseară, fie că e în semifinală, trebuie să fie pe viață și pe moarte. Da. Oh my god. Ultima bandă și ne fierbe de nomoară. Hai mă, că nu avem cum să ne oprim aici. Ce de... O super farfurie. Mamă, mamă, mamă. Eu vreau de măcar 6 farfurii să avem azi. Haide-mă. Hai să mai urcăm și noi. Nu la noi. Am văzut-o bine. Asta nu mi-a plăcut deloc. Au... Deja e 3-2 pentru Dumitrescu, eu 2, Cătălin 1. Ne sperie cifra 4. Oh, dacă ne oprim la 4, iarăși ele de farfurie, efectiv. Că ultimele 4-5 battle-uri, 4 farfurii am avut. Am și câștigat cu ele, am și intrat la egalitate, am și pierdut cu ele. 4 au fost. Păi ce, bă, merele coarte să de ce? Adică a fost un desert, frate. Doamne, ferească Dumnezeu, nu mai... nu știu, ceva e neregul acolo, nu știu. Sunt prea multe pentru un măr. Mărul bun, dar, na, prea multe. Adică, bă, vrața nu mai primește și ea nimic, mușchiul de vacă nu mai primește nimic. Nu-mi place momentul ăsta. Na, mă sperie asta că a intrat două una după alta la ei. Desertul ăsta, ăsta e pericol. Asta a zis și șef, cu desertul ăsta e pericol. Ne dă ăsta cu desertul în cap astăzi. Oh, nu mai pot. Nu-mi place. Mai sunt 5. Mamă, nu mai am stăile mele, sunt super ciudate. Mi se face prea de vin. Am visoane. Am emoții. Nu știi ce simți efectiv în momentul ăla. Ori să te bucuri, ori să plângi, ori să urli, nu știi. Hai de tate. Nu mai pot, nu mai pot. N-am avut emoții așa în viața. Nu, nici eu în viața mea și dracu, frate, am trecut prin examen. Nu mi s-a zbucur, dar nu am avut emoții așa. Aici nu mai știi ce să mai gătești, nu mai știi ce să mai faci, nu mai știi ce să mai... Băi, ce tensiune, băi, da. Ce... mai pot. Eu încerc să mă abțin foarte mult, să nu are stomacul de exemplu. Băi, dar ce stare îți dă. Am să fie a noastră, mă, dur, treacă. Dacă mai intră la Dumitrescu, acum e step situația pentru noi. Nu e, rost. Hai, fata, da, mă, măsii de treabă. La a patra nu mai pot să mă mai bucur. Nu mă las să pipota să mă bucur la a patra farfurie. Da, dar tu nu știi ghinionul nostru? Ne oprim la 4. Da, bă, n-are bucurție. Păi gata, sunt 3-4. Și acum te simte toate la noi. Da. Mă aștept să fie o egalitate. Nu neapărat să câștigăm, dar nu cred eu că ieșim chiar cu o farfurie. Iar ne ducem un 4 ca în fiecare zi? Asta înseamnă că n-am făcut greșit rău. Degeaba, bă. Matematic avem șanse să câștigăm, pentru că am preluat deja conducerea cu 4 farfurii, dar putem face și egal, putem și pierde. Una ne mai trebuie, una. Stăteam și mă rugam deja, mă dureau degetele de la cum îmi strângeam mâinile. Ce speriați sunt ăștia de la rost, să mor eu. Când văd că sunt față, nu-i normal că îți dă speranțe, bro? Făceam socotel, 4 cu 2, 6 cu 1, 7, mai sunt 4 farfurii. Dacă intră toate la Scărlătescu, ne poate bate Scărlătescu. Dacă nu intră la noi acum, e complicat. Toată farfuria noastră, muși de vită, crevete, la la la, la la la, sos, la... A venit un măr în foietaj
și ne-a dat peste nas. Dar mereu mi-e frică de chestia asta, sunt două mai cursuri și un desert, așa sunt în fiecare dată. Ce bă, Lidi? Câte farfurii mai sunt, bă, nu? 4. 7, 4, nu. Că nu intră la noi, acum e greu. Hai. Ia, ce vreau cu tine. Hai, tati. Bine. Bine, bine. Așa! Mă, bucurie mare la mine echipă. Mă bucur, normal că mă bucur. E bine, hai să mai intre câteva și la noi, să ne revenim și noi. Haide, hai că se poate. Haide, mă! Haide, mă! Ce-au lăsit? Bune, mă! Da. Nu mai am niciun fel de speranță, deja sunt desumflat total. Se iubește duel. Mame! Bun, echipa Sculătescu a intrat deja, șef, nu? Mai sunt trei farfurii, băi. Oricum, șef Sculătescu, al Sculătescu, sunt deja la duel. Noi suntem la duel, este oficial, suntem la duel. Și pe de-o parte mă gândesc, bă, aia e, mai gătesc o dată la un duel. Pe de altă parte sunt ofticată pentru că nu vine să cred că până acum nu a intrat decât o singură farfurie. Dar mai sunt trei dacă intră toate la egalitate, 4-4-3. Da, da. Intră toate la șeful Sculătescu, da? Da, sunt 4-4-3. Și iarăși egalitate, am făcut ceva egalități. Se putea să termine ziua asta așa? De ușor. Deja ne-a luat cheful, noi nu mai așteptăm. Pa, pa, la revedere. Mai mare rușinea. Cum să iei o farfurie? Echipa lui șef Bontea se apropie alarmant de noi. Devine foarte periculos. Acum devine extraordinar de periculos. Hai, bă, omul, domnule. Că am pus să poate așa ceva. Mă, sunt trei farfurii, mă, Hai acasă, hai să trecem de patru ăla, nu se poate așa ceva, mă. Dar decât să câștige cineva, aș prefera să intrăm toți la duel, să chinuie toți înainte de semifinale. Să nu se ducă ei așa cu burțile în sus, în semifinală. Mamă, deci nu mai pot de spune, efectiv. Ajuns la 4. Doamne, dar așa dezamăgire am fost în viața mea. Hai să legalăm, pe Dumitrescu. Haide, mă, avem nevoie de asta. Trebuie, merităm asta, merităm. Argentiu! Hai cu Rozu! Hai cu Rozu! Intră odată, mă! Asta e cel de mistic. Bine! 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 L-am văzut pe șef cum a dat cu piciorul în ăla, deci știu că avem o speranță. Am dat cu stângul, mi-a intrat piciorul în cazan, nu mai știu. Mă vă dați seama, nu s-a întâmplat niciodată să duc 5 oameni în semifinală? Dar îți dai seama că acapărăm semifinala? Din nou să fim 5? Bă, ești nebun, pe cum ar fi? Câte mai sunt, mă, două? Două coșuri, șef. Două farfurii, două coșuri. Bă, bune, mă. Omul, ai nebunit la cap. Eram foarte nervos. Adică iar am ajuns în pragul de 4 farfurii și ne oprim acolo. Am avut așa niște stări de greață, de la... Deja nu mai puteam. Tensiunea îmi creștea. Okay. Eu nu știu cum au jurizat. Mamă, cum era farfurie. Dar chiar a fost pe farfurie, bă. Haide, mă, hai, mă, băi, haide, mă, Gabi, strigă la cinturie, Gabi. Haide! Hai să ocupăm jumătate de semifinală, numai pe echipa noastră. Cu coș, hai. Hai, mă, dă-i dumneavoastră rozul ăla și hai, frate, taie-ne ori. Ia, o să vrea cineva un baros și să ne secționeze, frate, că pe cuvânt că m-ar durea mai puțin. Bă, dacă nu intră la noi, e groasă. Mamă, ce emoții m-a dat acum. Dacă nu intră, e groasă. Și durează mă așa. La tabelă, nu știu de ce mă uit la tabelă, n-am de ce să mă uit la tabelă. Păi nu știu, la eu mă uit mereu la tabelă și n-am să zic de ce. Parcă se schimbă, parcă se... Nu știu. Mamă, doamne. Să vină astea două roz, să vină una după alta, roz. Hai, nu-i mai țineți așa, haideți. Paco, intră Argentie, Paco. Hai. Argentie! Hai, rozul, dă-l în spanac odată, mă, dă-mă drumul la farfuria aia. Hai, mă, să fie al noastră, Argentie. Și dă-i picioare, dă-i, n-am lovit pe mână, ce-am să zic de la... Băi! Mai un coșet, 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 mai un co
Mai e un coș, mai e un coș. Mai e un coș. Șef, mai e un coș, așa. Mamă, suntem în frunte. Simt că mă explodează capul. Și șeful zicea: Gabi, strigă ultima farfurie, strigă să fie a noastră, fie a noastră. Pune-o bine, pune-o acolo. Pune-o acolo și pupă, dă pupă, pupă. Haide, mă. Să treacă pe la toată lumea, să o vadă. Bă, dar am avut cea mai slabă farfurie, gen. Mincinoasă rău farfurie. Doar pentru că probabil au avut și dulce și gen au jurizat că au avut și felul și main course și dulce. Șef Cătălin spunea că nu e corect, că nu e corect, că nu e corect, ceva în regulă. Ba, e regulă, se poate zice nu. Poate nu toată lumea mănâncă rațe sau pireuri, nu știu. Nu mai contează. Da, normal. Cum ar fi să câștige Argintiu, care sunt deja 5 în echipă și să meargă toți 5 în semifinală? Păi e nasol. Păi ești nebun, deci noi oricum am așteptat. Dar noi nu putem depăși 4-ul ăla niciodată în viața noastră. Dar 4-5 oară la rând, n-are cum. Speram la o egalitate. Atât ne mai doream. Mi-aș dori egalitatea pentru că în felul ăsta poți să-mi salvezi un om. Adică măcar unul e în semifinal. Nu vreau egalitate. Nu vreau egalitate. Nu vreau egalitate. Nu vreau. Nu vreau. Bă, suntem la o farfurie de a intra cu 5 oameni în semifinală. Bă, o farfurie, băi! Cred că ar fi cea mai șmecheră fază. Argentina! Și Aurie poate să intre. Și Aurie poate să intre. Aurie, Argentina! Să vină la Scărlătescu, că-s mai bun! Aurie! Aurie! Așa se aud în finală, bă. La final de tot, așa se aud. Hai cu Goldeanu! Hai să intre la Cătălin, să fie Aurie! Ne-am luat în brațe, încercam să transmitem toate energiile posibile, să scoatem farfuria Argentiei de acolo, sau măcar una Aurie. Vrem victoria neapărat, ne dorim victoria din tot sufletul nostru. Îți dai seama toți în semifinală? Dă-i, Doamne, să intre toți, mă, toți. Eu îmi doresc, sincer, pe bune și corect, să intrăm cu toții. Dacă toți suntem nebuni, nu? Și corect ar fi așa. Aurie, 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 Haide-mă, haide-mă, fă-mă să bușim Argentie. Să fie Argentie. Zi-mă! Argentie! Argentie! Argentie, haide! Dă-i doar să vină roșu. Hai, roșie! Haide-mă, odată! Bă, dar chiar așa... Bine, mă, bine! Bine, mă, bine! Da, mă! Da, mă, mă! Mă, 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 mă! Egalitate, intrăm la duel. No, hai, care jumătate? Care jumătate merge? Care jumătate merge la duel? Pe de-o parte am răsuflat ușurat, pe de-o parte știam că jumătate din echipa noastră trebuie să meargă la duel. Da, mă, fungul, n-are vă cum, pe una. Nu se poate așa ceva, mă. Este ultima probă, 18, am pierdut-o. Mergem toți trei la duel. Da. Mi se pare chiar un scor fair play, sincer. Nu mai iau un calcul ca la noi, decât una nu mai contează. Important e că am intrat toți la duel, că așa e corect. Bă, ce s-a jucat cu starea noastră, bă. Asta e, hai. Asta e. Bă, ce s-a jucat cu starea noastră, bă. Ce mai țipați, mă, că e bine că nu intrați toți. Sunteți nebuni? Ce, așa supărați că ne-a intrat farfurie? Nu, da, putem să avem, să câștigăm, ce vrei? Păi, putem și eu să câștig. Păi și ce vrei? Dacă mai intrat prima, avem prima șansă. Mă bucur cumva pentru echipă care au luat 5 farfurii și am fost atât de aproape. Florecică îi dau aproape lacrimile că am fost la o farfurie să intre toți fără stres în semifinală. Și trebuie să aleg 2 care să meargă direct în semifinală și 3 care să intre la duel. Orice ar fi, oricine ar fi la duelul ăsta, hai să dăm cu ei de pământ. Hai să dăm cu ei de pământ. Hai să dăm cu idupul. Orice ne-ar pica, orice ar fi. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.